În primul rând, am să vă spun ce am simțit ca și părinte când am avut primul impact cu copiii mici. Atât familiile cât și copiii erau traumatizați. Stăteau ore întregi în frig pe malul opus, pe malul ucrainean, și când veneau pe teritoriul nostru și erau tratați cu empatie, erau tratați cu căldură, se deschideau și am nenumărate situații în care acești copii veneau și te îmbrățișau cu drag, numai pentru că simțeau că ești un element care vine în sprijin și nu vine ca să traumatizeze, așa cum se întâmplă în alte zone din partea ucraineană. Bineînțeles că au fost și situații în care am gestionat 135 de copii instituționalizați, ne-am trezit cu un transport special de genul acesta, copii care aveau și diferite dizabilități, și cu atât mai mare a fost provocarea respectivă, dar cu ajutorul DGASPC-ului din Tulcea și cu ajutorul celorlalte structuri ale MEI și ale organizațiilor de profil, am reușit să preluăm acel flux de copii și să putem să îi transportăm în zone sigure din țară, unde au beneficiat și de atenția cuvenită pentru nevoile dumnealor. Am avut o provocare deosebită și mulțumesc pe această cale medicilor care au fost în baza de operații și în tabăra mobilă, pentru că am preluat un copil născut doar de 4 zile, un copil care era în hipotermie și care, dacă nu era stabilizat în regim de urgență de către medicii prezenți, putea avea viața pusă în pericol. Bineînțeles, am avut și persoane care erau imobilizate total și au trebuit gestionate corespunzător. Sunt foarte multe amintiri de genul acesta care undeva rămân în conștiința ta și când o fi pe stare de normalitate și om developa acest film, cu atât mai mândru o să fiu de colegii mei, o să fiu de toți cetățenii care au fost alături de noi. Uite că împreună am reușit să creăm această echipă, din punctul meu de vedere, performantă.